Salutare toți și bine v-am găsit la un episod de Eurotrack Simulator 2, o nouă serie de Eurotrack Multiplayer. Sunt alături de un prieten și am zis să mă apuc și de o serie de Eurotrack Multiplayer, pentru că până acum am avut o serie de Eurotrack Single Player. Dacă vreți, îmi spuneți și o să fac și o serie de Left 4 Dead și de CSGO. Nu o să merg foarte bine, deoarece joc din taste și este foarte greu să joc din tastatură. Mergem să luăm cursa de aici. Avem o cursă destul de mică, de 100 de kilometri sau 98. Asta. Nu era în greșitele cealaltă. Era cealaltă cursă. Să mai intrăm o dată. Aceasta la bârnă. Ne ducem să o luăm. Și din asta este foarte greu și o să mă apuc să filmez cu volană. Din asta este foarte greu să și frânez. Adică apăs pe tasă și nu se frânează. Și am dat toate setele la maxim. Cu frâna și cu restul. Dăm drumul să mă uit unde este prietenul meu ca să mă... ca să umblu la... asta. Dăm pe unul să mă uit unde este și mă duc încolo. Să mă întâlnesc cu el, ca să mă uit pe hartă. Tragic. Că eu știu că a zis că de acolo. Așa încolo trebuie noi să mergem, așa că e perfect. De data viitoare o să facă și el cu microfon. Acum n-a putut pentru că nu are un microfon foarte bun. Dar o să facă și el cu microfon. O să vorbească și el. El este acesta, cred. Da, el este. Trei tiruri la semafor. O să fie destul lag în oraș și în orașele prin care o să trec, iar ce sunt foarte mulți player și este normal. Da. Să fie puține, așa, puține frame. Nu pot să vorbesc foarte mult într-un clip de Eurotrack, deoarece mă... n-am ce să vorbesc. Am gândit să mă apuc din nou de YouTube, deoarece am cumpărat niște jocuri și
am schimbat și bannerele de la YouTube, acolo la canal. Am zis că de ce să nu mă apuc. Stau mai departe de el deoarece are niște frame drop-uri de la net și eu sunt foarte departe de net, așa că adică nu mă apropie foarte mult de el ca să nu ne lovim. Te-ai văzut? Ce-a vrut să facă când a intrat prin benzinărie. E pus pe fente, băiat. Nu știu de ce oprește. Avem 123 de kilometri. Aceasta este o cursă mai lungă. Am crezut că trebuia să luăm pe aia de la Dresden, dar trebuia să luăm pe asta, am uitat. Și asta este mai lungă decât cea de la Dresden. Aceea avea 90 de kilometri. Băieți cutiurile, cred că e ceva convoi. Destul de cutiurile. Serverul ăsta este destul de populat, adică este cel mai populat dintre servere. Între serverele de Eurotrack Multiplayer, Europa 2. Am să încerc să filmez și pe alte servere, dar sunt foarte puțin player și e mai frumos așa să te întâlnești și cu alții. Și acolo te întâlnești cu un player la nu știu câți kilometri. Acum o să avem la video și intro și outro. O să încerc să le editez cât de cât. Cred că este cineva tras pe... Da, cu o mașină răsturnată. Și vine cineva din spate cu o mașină și văd că vine destul de repede. Mă dau puțin în dreapta, deoarece cei cu mașini vor să te lovească, se opresc în fața ta. Nu am făcut eu o salvare, am luat o salvare de pe internet, deoarece n-am vrut să o iau iar de la capăt până făceam bani. Am vrut să ne distrăm într-un fel, să ne plimbăm. Facem misiune. Misiune, cursă. Vedeți? Ei se lovesc, că mașinile merg foarte repede. Prietenul meu m-a băgat în eroare. M-a indus în eroare. Că vrea să ne lovim. Și băiatul acela cu mașina aia nu se potolește deloc, se bagă printre noi. Am
avem 29-28 de kilometri. Cam acum am 130 de kilometri și mi se pare că merg așa foarte încet. Nu știu de ce, nu m-am mai jucat de multe ori. Am ajuns la destinație, în oraș, mai avem 5 km până la destinație. Am prins și roșu la semafor. Perfect. Ne plecăm departe, semafor. Și s-a oprit cam la limită de mine. Durează și foarte mult să facă verde la un semafor de aici. Și asta e bine, toată să fie pe intermitent. Să treci, te uiți, să înga dreapta. El văd că tot pe aici are să lase remorca. Aoleu, iar semafor. Acum o să fie mai greu că trebuie să lăsăm remorca și suntem din tast. E greu să lași remorca din tastat. Dar o să încercăm. Dar să băgăm acolo, pe aici în drept. Ok, să vedem câți bani a dat, dacă am lovit puțin remorca. Excelent, n-am lovit-o deloc. Ok, aici s-a terminat și acest episod. Eu am fost Descul 99 și v-am lăsat. Pa!